7 martie anul 1918, Sfatul Țării, care era organul suprem legitim al Republicii, adică Parlamentul de atunci al Republicii Democratice Moldovenești Independente, care includea întreg teritoriul Basarabiei, a primit istorica declarație despre unirea cu România. Din cei 135 de deputați prezenți la ședință, 86 au votat în favoarea unirii, 3 au votat împotrivă, 36 s-au abținut, iar 13 deputați au fost absenți. Procedura de votare a fost absolut legitimă, iar Sfatul Țării, ca unicul organ legitim al Republicii, a avut dreptul legitim să primească această decizie. Decizie confirmată de aplauzele și aclamațiile deputaților. Trăiască unirea cu România. Așadar, unirea a fost realizată de basarabeni încă în anul 1918. Urma decretul regal promulgat de regele Ferdinand I al României, în care se menționa că, potrivit deciziei Sfatului Țării, Basarabia, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa, România. Unirea Basarabiei cu România a favorizat procesul de unire a Bucovinei, fapt săvârșit pe 28 noiembrie 1918 și de asemenea a Transilvaniei, prin hotărârea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Pe 28 octombrie 1920, delegații Franței, Imperiului Britanic, Italiei și Japoniei semnau tratatul de la Paris, prin care se recunoștea unirea Basarabiei cu România. Bolșevicii, care formal au declarat dreptul națiunilor la autodeterminare, depun toate eforturile pentru menținerea vechilor hotare ale Imperiului Rus. Sub motivul inventat că chipurile în Basarabia ar fi fost la un moment instaurată puterea sovietică, sovieticii proclamă lupta pentru așa numita eliberare a Basarabiei de sub jugul moșierilor români. Mai mult chiar, ei somează permanent Japonia pentru ca aceasta să nu ratifice tratatul semnat pe 28 octombrie 1920. După semnarea pactului Molotov-Ribbentrop pe 23 august 1939, Uniunea Sovietică începe acțiuni militare directe pentru ocuparea unor teritorii care anterior făcuseră parte din Imperiul Rus. În acest context, pe 28 iunie 1940, trupele Uniunii Sovietice ocupau Basarabia și formau aici, pe 2 august 1940, o Republică Sovietică, la care au mai inclus și unele raioane din stânga Nistrului, din fosta Republică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Puțin mai târziu, sovieticii dezbinau unitatea teritorială a acesteia, unele regiuni din sudul și din nordul Basarabiei au fost date Ucrainei sovietice. În rezultatul mișcării de eliberare de la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 a secolului trecut, clasa politică de la Chișinău a promovat politica de proclamare a independenței Republicii Moldova, drept primul pas spre reunirea cu România. Drept consecință, pe 27 august 1991 a fost proclamată independența Republicii Moldova. Conform scenariului de atunci, urmează să fie făcut al doilea pas, reunirea cu patria mamă România. Sincere felicitări tuturor românilor din țară și de pretutindeni cu Ziua Națională a României
1 decembrie.